Iată ziua așteptată și atât de mult dorită, inima îmi bate tare, e nespus de fericită. M-a umplut de-a iubire, mi-a înviorat credința. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul unul născut al lui Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea față de noi. Preacucerniți părinți, iubiți credincioși din parohia Adormirii Maicii Domnului Iași și dragi oaspeți, noi, părinții acestor copii, cu mare bucurie vă invităm să luați parte la celebrarea Sfintei Liturghii. Astăzi, ei îl vor primi cu credință vie în inimioara lor candidă pe Iisus Ioaristicul. Prin rugăciunea și cântul nostru să-i aducem preamărire Sfintei Treimi. Sfânta Fecioară Maria și Sfinții Apostoli să mijlocească harurile necesare pentru ca să fim mărturisitori credibili a Evangheliei. Fraților preiubiți, Dumnezeu ne-a chemat și noi am răspuns la această invitație. Este necesar ca inimile noastre să fie purificate și reînnoite pentru ca să participăm cu vrednicie la Sfânta Liturghie. Iisuse, astăzi vrem să-ți arătăm prietenia și credința noastră, dar știm că prin neascultare ne-am îndepărtat de tine, de aceea te rugăm. Thank you.
Iisuse, astăzi vrem să-ți arătăm speranța noastră, dar știm că prin cuvinte și gânduri de neliniște am alungat acest har. De aceea te rugăm. Să-ți arătăm iubirea noastră, dar știm că am uitat de participarea la jertfa Sfintei Liturghii și am nesocotit marea ta milostivire, de aceea te rugăm. Te adorăm, te preamărim, îți mulțumim pentru slava ta cea mare. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte, Atotputernic. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi! Care ei, asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Ceresc, Tu l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințeniei,
pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei treimi și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura întâi. Citire din Cartea Genezei. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: Iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră, care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi, ca nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis: Iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, îl va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge norii deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup și apele nu se vor mai face în potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ. Cuvântul Domnului.
Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: Aba, Tată! Însuși, Duhul dă mărturie Duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu, iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu El, ca împreună cu El să fim și glorificați. Cuvântul Domnului. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Glorie ție, Doamne! În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi copii, dragi familii, iubiți credincioși, astăzi este sărbătoare în comunitatea noastră, pentru că, iată, 45 de copii vor deveni, începând de astăzi, 45 de tabernacole vii pe care dumneavoastră le veți lua acasă. Astfel, îl veți avea pentru totdeauna pe Iisus în mijlocul familiilor dumneavoastră. Iată, dragi părinți, astăzi împliniți cuvintele pe care le-am auzit în Sfânta Evanghelie. Mergând, botezați, faceți ucenici, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Nădăjduiesc că mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu, veți face din acești copii ucenici și îi veți învăța să țină toate câte le-ați primit și dumneavoastră din generație în generație, cum să-și trăiască credința, cum să își manifeste această credință și cum să se apropie mereu de sacramentul spovezii și de sacramentul Sfintei Euharistii. Se povestește că un om sărac locuia lângă castelul unui împărat.
Și acest om sărac a auzit că împăratul va face o mare sărbătoare. Însă pentru că el era sărac și nu avea haine atât de frumoase, atât de demne, a cerut să meargă să vorbească cu însuși împăratul. Acest împărat l-a primit și omul i-a spus: împărate, vreau și eu atât de mult să particip la această sărbătoare pe care tu o faci, însă nu am hainele adecvate. Mă poți ajuta tu cu niște haine? Și împăratul i-a spus: bine ai făcut, pentru că ai venit să-mi ceri acest lucru. Iată, îți voi da din hainele mele pentru ca și tu să te îmbraci potrivit pentru sărbătoare și să fii prezent. Însă, în ziua sărbătorii, împăratul s-a întristat, pentru că, deși omul avea haine noi și s-a îmbrăcat cu aceste haine frumoase, în mână ținea o pungă cu hainele lui, cu zdrențele lui. Iată, noi, dragi copii, ne-am pregătit. Avem aceste haine frumoase pe noi. Mai mult decât atât, am lăsat ieri și hainele vechi, zdrențele, păcatele, pentru ca, într-adevăr, să ne înfățișăm frumos la această sărbătoare. Cine este invitatul special la această sărbătoare? Iisus. Iisus este invitatul special. Mai avem și alți invitați speciali? Dumnezeu. Dumnezeu. Părinții. Părinții. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Avem pe Iisus, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, Sfânta Treime și altcineva. Stă aici în fața noastră. Altarul. Altarul. Aici în fața noastră o avem pe... Și pe dumneavoastră. Sigur, sunt foarte onorat să particip la sărbătoarea voastră. Aici în dreapta, cine este? Sfânta Maria. Sfânta Maria, mama noastră. Iată, dincolo de noi invitații la fel de special, există acești invitați și mai speciali, care astăzi vor să fie prezenți la bucuria noastră. Noi ne pregătim să îl primim la această sfântă liturghie pentru prima dată pe Iisus. Pe Iisus, în sacramentul Euharistiei. Ce este sacramentul Sfintei Euharistiei? Sacramentul Sfintei Euharistiei este un sacrament care... Iisus Hristos sub chipul pentru hrana sufletelor noastre. Iată adevăratul trup și sânge al lui Iisus sub chipul pâinii și al vinului. Anul acesta am stabilit împreună și probabil vedeți și aici în față câteva culori mai deosebite care ne amintesc de un fenomen al și în același timp și de o realitate minunată pe care noi oamenii o experimentăm. Am auzit în prima lectură ceea ce Dumnezeu dorește ca să realizeze cu oamenii, alianța sa. Și această alianță o pecetluiește și stabilește ca semn curcubeul. Curcubeul. Voi ați văzut vreodată un curcubeu? Cum arată? Cum arată un curcubeu? Un curcubeu arată colorat. Este colorat. Are multe culori. Cam câte culori are? Șapte. Șapte culori. Trebuie să știm că, de fapt, prin acest curcubeu, Iisus Dumnezeu vrea ca în viața noastră să reverse câteva haruri. Și vă invit ca împreună să identificăm care sunt culorile curcubeului și care sunt
harurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră. Avem pentru prima dată culoarea roșie. Culoarea roșie simbolizată de această inimă. Această inimă. Atunci când ne gândim la inimă, primul cuvânt care ne vine în minte este cuvântul Dumnezeu. Și Dumnezeu, dar? Iubire. Iubire. Spunem părinților noștri, te iubesc din toată inima mea. Iată culoarea roșie pe care o veți vedea, dragi copii, mereu în curcubeul de pe cer, să vă amintească că voi astăzi, prin Sfânta Împărtășanie, ați primit și harul acesta al iubirii, de a iubi pe toți oamenii, cu iubirea lui Dumnezeu. O a doua culoare, care ar fi? Portocaliu. Portocaliu. Simbolizată de o portocală. Unde cresc aceste fructe? În țările calde. În țările calde. În țări exotice. Iată, astăzi trebuie să înțelegem, dragi copii, că primim și acest har de a ne gândi mereu că noi am fost creați pentru o altă lume. Pentru o lume mai frumoasă. Lumea aceasta pe care o trăim aici pe pământ este trecătoare. Pentru că Dumnezeu ne așteaptă în cer, în rai, în paradis. Și mereu să nu uităm, așa cum această portocală crește într-o altă țară, diferită de țara noastră. Și noi trebuie să avem curajul și să-i cerem lui Dumnezeu ca harul acesta de a vedea mereu dincolo, de a căuta să-i acceptăm și pe ceilalți, chiar dacă poate nu trăiesc în țara noastră și nu sunt asemenea nouă. Urmează culoarea galben, pe care o simbolizăm astăzi cu acest soare. Chiar dacă afară poate nu este prea mult soare, noi știm că aici suntem în fața lui Iisus Hristos, care este soarele nostru. Și se povestește că un preot a întâlnit într-o zi în biserică un om. L-a întâlnit și astăzi și mâine, în fiecare zi. Și l-a întrebat, dar ce faci în biserică? Și omul acesta i-a răspuns simplu, mă bronzez. Cum adică? Adică vin și stau cu toată ființa mea în fața lui Iisus, care este soarele vieții mele. Mergem mai departe și avem culoarea verde. Culoarea verde pe care o simbolizăm prin această crenguță de brad. Ce are bradul deosebit? Are ceva? Bradul. Este verde numai iarna? 30 toamna și vara și primăvara. Deci este verde tot timpul. Când vom vedea curcubeul pe cer și culoarea verde, să ne amintim că așa trebuie să fie speranța noastră. Mereu. Mereu la Domnul. Pentru că, iată, bradul este verde tot timpul. Iar verdele simbolizează speranța. Mulțumim frumos. Mergem la următoarea culoare, care este albastru. Și avem un simplu pix albastru. Un copil desena într-o zi ceva pe o foaie. Și tatăl său, văzându-l foarte preocupat, l-a întrebat, fiule, dar ce desenezi acolo? Și el a spus, îl desenez pe Dumnezeu. Și tatăl a continuat, dar nu prea pot să-l desenez pe Dumnezeu, pentru că nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Și atunci copilul i-a spus,
Ei bine, după ce voi termina, vor ști și ceilalți cum arată Dumnezeu. Dragi copii, voi sunteți asemenea unui creion, asemenea unui pix, care trebuie să îl arate celorlalți pe Dumnezeu. Pentru că iubirea voastră fără alte lucruri, iubirea voastră pură, încrederea voastră totală pe care voi o aveți în părinții voștri, este un model pentru noi. Pentru noi care trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu necondiționat, așa cum faceți voi. Urmează culoarea indigo. Culoarea indigo. Știți la ce folosește o foaie de indigo? La ce folosește? Foaia indigo se folosea înainte când nu era xeroxul. Când nu era xeroxul. Și atunci oamenii foloseau foaie de indigo care realiza o copie. Astăzi și ori de câte ori îl veți primi pe Iisus în inimile voastre, voi veți fi copia indigo a lui Iisus. Pentru că Iisus va fi prezent în voi. Iar Sfântul Augustin le spunea mereu creștinilor, creștinilor, deveniți ceea ce primiți. Prin urmare, dacă îl primiți pe Iisus, deveniți un alt Iisus. Și ultima culoare, care ar fi violet, culoarea violet. Știe toată lumea ce este acest lucru? Cum se numește? Stolă. Stolă, bravo. O stolă. La ce se folosește această stolă? O ține preotul pe umăr. Ține preotul pe el. Când? În ce momente? La liturghie. La liturghie și? La o slujbă. La slujbă, când celebrează ce sacrament? Spovada. Când celebrează sacramentul spovezii. Nu trebuie să uităm, dragi copii, că astăzi și ori de câte ori primim Sfânta Împărtășanie, Dumnezeu ne acordă și acest har al iertării. Știm că trebuie să mergem să ne pregătim înainte, să ne spovedim, să ne curățim sufletele de păcate și astfel să-L putem primi pe Iisus în inimile noastre. Avem așadar aceste simboluri care ne trimit cu gândul la curcubeu, la alianța, la iubirea pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra noastră, asupra oamenilor. Să nu uităm, ori de câte ori vedem pe cer, această alianță, curcubeul, să ne aducem aminte de harurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra noastră astăzi și le revarsă ori de câte ori venim să îl primim în inimile noastre. Cam câte sacramente ați primit voi până acum? Până acum. Primul sacrament care a fost? Botezul. Botezul. Și al doilea? Mirul. Mirul puțin mai încolo. O să-l primim și pe acela. Spovada. Botezul, spovada și astăzi Sfânta Euharistie. Ați fost vreodată la botez? Ați participat la vreun botez? În primul rând la botezul vostru și apoi cu alte ocazii. Dar la botezul vostru, părinții, în numele vostru, au răspuns la câteva întrebări și au mărturisit credința, pentru că voi erați prea mici. Ei bine, astăzi este momentul în care voi, care ați crescut, veți răspunde și veți oferi bisericii mărturia voastră
de credință. Începem să aprindem aceste lumânări pentru ca, într-adevăr, să ardem și noi, plini de lumină, plini de har, în fața lui Dumnezeu. Și să nu uităm mereu de această zi minunată în care Iisus, prietenul nostru, ni s-a dăruit în totalitate. Lăudat să fie Iisus Hristos! Ne ridicăm cu toții în picioare. Dragi copii, prin misterul pascal am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez ca să trăim cu El într-o reînnoire a vieții. De aceea, acum să ne înnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez. Vă lepădați de Satana? Mă lepăd. Și de toate faptele lui? Mă lepăd. Și de toată trufia lui? Mă lepăd. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Cred. Și cu toții împreună să spunem, aceasta este credința noastră. Aceasta este și credința Bisericii. Iar noi suntem fericiți că o putem mărturisi, iar noi suntem fericiți că o putem mărturisi prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Putem stinge lumânările? Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus, lăsați copiii să vină la mine, căci a lor este împărăția cerurilor. Să spunem cu toții împreună, Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Când Biserica Universală îți înalță fără încetare imnuri de laudă și de mulțumire, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Când preoții celebrează Sfânta Liturghie și administrează sacramentele, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Când părinții se îngrijesc și ne asigură cele necesare pentru o dezvoltare armonioasă, umană și creștină, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi.
când suntem la joacă sau la școală în compania prietenilor și a colegilor, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Când inima ne este plină de pace și binevoitoare cu aproapele, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Când în rugăciune îi amintim pe cei răposați care așteaptă bucuria vieții veșnice, te rugăm. Iisuse, prietenul copiilor, rămâi mereu cu noi. Părinte Ceresc, de dragul Fiului Tău care s-a făcut copil pentru noi oamenii, binecuvântează-i, te rugăm, pe acești copii și pe noi toți, care primim alături de ei pâinea vieții și fă-ne să creștem mereu în înțelepciune și în har prin Hristos Domnul nostru. Grazie.
fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău, și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic bineplăcut Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Demni și drepteste. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău, unul născut și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire. Și mărturisind credința în Dumnezeul cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, heruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de-a pururi, zicând într-un singur glas. Sfânt ești, Doamne, și bun față de noi toți, arătându-ți îndurarea față de toți oamenii. Îți mulțumim mai întâi de toate pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. El a binevoit să vină în lume, deoarece oamenii, păcătuind, Te-au părăsit pe Tine și nu se mai iubesc între ei. El ne-a deschis ochii și urechile ca să Te recunoaștem pe Tine ca Tatăl nostru al tuturor și să ne iubim unii pe alții. Acum însă Hristos ne adună la aceeași masă, voind ca și noi să facem ceea ce El a făcut mai înainte. Părinte prea bun,
binevoiește a Sfinții aceste daruri ale pâinii și vinului cu puterea Duhului Sfânt, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. Căci în acea seară, înainte de a muri pentru noi, stând la masă pentru ultima oară cu ucenicii Săi, a luat pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, luând potirul plin cu vin, a mulțumit și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. De aceea, Părinte Sfânt, noi stăm acum înaintea Ta, aducându-ne aminte cu bucurie de ceea ce Iisus Hristos a înfăptuit pentru mântuirea noastră. La această jertfă sfântă pe care El a încredințat-o bisericii sale, noi cinstim moartea și învierea Lui. Tată Sfânt, care ești în ceruri, te rugăm să ne primești împreună cu Fiul Tău iubit. El a murit de bunăvoie pentru noi. Tu însă L-ai înviat, de aceea aclamăm: pe Tine, Dumnezeule, care ești bun, Te lăudăm, Ție îți mulțumim. El, deși trăiește pururi la Tine, rămâne totuși mijlocitorul nostru. Pe Tine, Dumnezeule, care ești bun, Te lăudăm, Ție îți mulțumim. La sfârșit însă va veni cu mărire în împărăția Lui. Nimeni nu va mai fi apăsat de suferință. Nimeni nu va mai vărsa lacrimi, nimeni nu va mai cunoaște tristețea, iar păcatul și moartea nu vor mai stăpâni. Pe Tine, Dumnezeule, care ești bun, Te lăudăm, Ție îți mulțumim. Părinte Sfânt, care ne-ai chemat să luăm cu bucurie de pe această masă trupul lui Hristos, ajută-ne, Te rugăm, ca întăriți cu puterea acestei hrane, să-ți fim din ce în ce mai plăcuți, iar prin dăruirea Duhului Sfânt să devenim un singur trup în iubire. Adu-ți aminte, Doamne, de Papa nostru Francisc, de Episcopul nostru Petru, de Episcopul Auxiliar Aurel și de toți episcopii. Ajută-i pe toți ucenicii lui Hristos să înfăptuiască pacea și să împartă altora darul bucuriei. Dăruiește-ne nouă tuturor harul ca împreună cu fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, și cu toți sfinții, să locuim într-o zi împreună cu Hristos în lăcașurile cerești și să fim cu El alături de Tine pentru veșnicie. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
conștienți că împreună formăm marea familie a copiilor lui Dumnezeu, cu încredere ne adresăm acum Tatălui Ceresc prin rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Pentru o bună desfășurare a momentului împărtășaniei, copiii și părinții vor primi Sfânta Împărtășanie aici, în mijloc, iar ceilalți credincioși, vă rog să vă orientați în cele două părți, în stânga și în dreapta, vor fi doi preoți de fiecare parte.
ai bun păstor, mă conduci la bine, scump mântuitor.
Este mare bucurie în sufletele lor, vă puteți da cu ușurință seama, au devenit foarte vorbăreți. Ne mai concentrăm încă puțin pentru rugăciunea finală și pentru ceea ce urmează. Așadar, în picioare, ne rugăm împreună. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea Sfintei și Veșnicei Treimi și a unității ei nedespărțite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului, prin Hristos Domnul nostru. Iisuse, Tu ai spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Din inimă îți mulțumim, Iisuse, pentru că ne-ai învădnicit să te primim cu inima smerită și curată pentru prima dată în Sfânta Împărtășanie. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru darul vieții, pentru iubirea și grija pe care ne-o arătați zi de zi. În familia noastră să domnească armonia, înțelegerea și pacea. Preotul este prietenul lui Iisus și al copiilor. Vă mulțumim, părinte Parov Paul. Vă mulțumim, părinte Robert. Astăzi suntem cei mai fericiți copii din lume, pentru că ni l-ați dat pe Iisus în Sfânta Împărtășanie. Vă mulțumim, domnule organism Maximilian Husaru, pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine îndemnul. Cine cântă, se roagă de două ori. Suntem convinși că glasurile noastre au fost unite cu cetele îngerilor și a adus laudă și preamărire lui Dumnezeu. Vă mulțumim, sora Maria Lucaci, pentru frumusețea și parfumul florilor care ne invită să reflectăm asupra cuvintelor lui Iisus. Ia uitați-vă la crinii câmpului, cum cresc, nici nu trudesc, nici nu țes. Vă mulțumim, dragi credincioși, pentru că ați binevoit să participați la Sfânta Liturghie împreună cu noi. Urmându-vă exemplu, promitem că vom fi prezenți în fiecare duminică și sărbătoare de poruncă în fața Sfântului Altar. Prietenii sunt castelele. Nu îi vezi mereu, dar știi că ei sunt întotdeauna acolo. Vă mulțumim, dragi prieteni și colegi, că astăzi împărtășiți cu noi emoția și bucuria acestui moment atât de important. Să o rugăm pe Sfânta Ficioară Maria, pe toți îngerii și sfinții, să ne învețe ce înseamnă a fi prieten cu Iisus. Vă mulțumim, domnișoara profesoară Lăcrimioara Boroș. Cu multă răbdare, în fiecare sâmbătă ne-ați învățat adevărurile de credință și iubire față de Dumnezeu și față de aproape. Împreună am pregătit această întâlnire de neuitat cu Iisus din Sfânta Împărtășanie. Daci vi se va da o măsură bună, îndesată, scurt, scuturată și cu vârf, vi se va turna în poală, căci cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. Mulțumim din suflet binefăcătorilor care cu inimă deschisă au susținut activitățile noastre de formare umană și spirituală. După atâta mulțumire, cu siguranță că nu mai este nimic de adăugat, doar niște anunțuri, așa că vă rog să luați puțin loc. Pentru că urmează nu numai o zi specială pentru multe dintre familiile comunității noastre, ci și o săptămână deosebită. Mai întâi, după cum bine știm, este pe sfârșit luna mai, luna închinată Sfintei Fecioare Maria, astfel încât și în aceste ultime zile din luna mai căutăm să o cinstim pe Maica Preacurată, pe Regina lunii mai, participând seara la Sfântul Rozariu și cântarea litaniilor. Dacă nu aveți posibilitatea să luați parte seara la Sfânta Liturghie, încercați acasă, împreună, în familie, să o cinstiți pe Maica Domnului recitând Sfântul Rozariu. Cu siguranță măicuța se va bucura. Joia aceasta, în ultima zi din mai, 31 mai, avem solemnitatea Trupul și Sângele Domnului, Joia Verde. Este sărbătoare de poruncă,
Prin urmare, programul liturghiilor este ca cel de duminica, dimineață la 8 și 9 și un sfert, la 11, iar după amiază la ora 4 și la 6 și jumătate. Vineri este 1 iunie, este, copiii știu ce este, ziua copilului. 1 iunie este totodată și vinerea 1 din luna iunie, ocazie cu care vom vizita bolnavii care fac devoțiunea celor 9 vineri 1 din lună. Totodată începem luna iunie, luna închinată cinstirii într-un mod deosebit a inimii preasfinte a lui Iisus. Și dacă Maica Domnului ne-a așteptat seară de seară, zi de zi, să venim în casa Domnului și să ne rugăm, cu siguranță și inima Mântuitorului ne adresează aceeași invitație și ne așteaptă. Sâmbătă, 2 iunie, sărbătoarea copiilor la nivel diecezan se va desfășura în parohia Sfântul Francisc din Asizi, din Cleja, județul Bacău. Mai sunt locuri disponibile, așa încât cei care cred că vor putea lua parte sunt rugați să treacă pe la biroul parohial. Sfântul Anton de Padova, un sfânt drag multora, sfânt care este prezent și în catedrala noastră, în altarul lateral, este din nou într-un mod deosebit prezent pe teritoriul țării noastre prin acest pelerinaj pe care părinții franciscani îl desfășoară cu relicva acestuia. Astfel încât tot sâmbătă, 2 iunie, la ora 10, aici în catedrală, va avea loc o sfântă liturghie, se va celebra o sfântă liturghie la care îl vom primi pe Sfântul Anton de Padova, vom primi această relicvă, care va fi pe parcursul întregii zile de sâmbătă până seara la ora 6 și jumătate, când acest pelerinaj se va încheia cu o liturghie solemnă, o liturghie pontificală. Urmând ca duminică 3 iunie să fie prezentă relicva Sfântului Anton în biserica închinată lui, biserica Sfântul Anton de Padova de aici din Iași. Și duminica viitoare, atenție, cei care eventual obișnuiați să participați după amiaza seara la Sfânta Liturghie, vor fi suspendate cele două liturghii de la 4 și de la 6 și jumătate și va fi doar o Sfântă Liturghie la ora 5, deoarece după liturghie îl vom purta pe Mântuitorul, Sfânta Euharistie, pe străzile noastre, în procesiune, astfel încât, dragi copilași care astăzi ați devenit tabernacole vii, l-ați primit pe Iisus pentru prima oară în viața voastră, vă așteaptă Iisus duminica viitoare la ora 5 la Sfânta Liturghie, pentru ca după aceea, așa cum sunteți astăzi frumoși îmbrăcați, să participați și voi la procesiune. Dacă nu veți putea unii dintre voi, ne vedem dimineață la ora 9 și un sfert, duminica. Ați devenit tabernacole vii, dar Iisus vrea să fie mereu proaspăt, mereu proaspăt în sufletele voastre, așa încât nu vă spun la revedere până la mir. Atenție mare, nu până la mir, duminică de duminică Iisus vă așteaptă ca să-L primiți în sufletul vostru, ca să nu mai spun de cei mari ai voștri. Veniți împreună cu părinții voștri, treziți-i de dimineață ca să vină la liturghie, că dacă adorm după aceea toată duminica până seara, eventual uită că Iisus vă așteaptă pe voi ca să-L primiți în Sfânta Împărtășanie. Vă dorim tuturor o duminică binecuvântată, o săptămână plină de prezența Bunului Dumnezeu în tot ceea ce facem și vă așteptăm cu drag, așadar, în casa Domnului, pentru că bucuria cea mai mare a Lui este să ne adunăm cu toții împreună și să ne împărtășim, să ne hrănim cu El care este trup și sânge care se dăruiește. Mulțumesc, mulțumim! Și ne pregătim, ne dispunem pentru a primi binecuvântarea finală.
Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Copii în picioare, cu mânuțele împreunate și așteptăm să vină binecuvântarea Domnului asupra noastră. Dumnezeu la toată mângâierea să rânduiască zilele voastre în pacea sa și să vă împartă darurile binecuvântării sale. Să vă izbăvească pururi de orice tulburare și să întărească inimile voastre în iubirea sa. Amin. Îmbogățiți cu darurile speranței, credinței și iubirii, să petreceți rodnici în fapte bune viața pământească și să puteți ajunge în fericirea vieții veșnice. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.